Bună seara, doamnă domnișoarelor și domnilor, facem sport în seara asta, patinaj, de ce nu, nu? Bogdan Stănescu, antrenor patinaj viteză Corona Brașov și un sportiv medaliat. Avem și noi medalii în sfârșit. Mihaela Hoga și patinatoare la Corona Brașov, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cea mai mare performanță în sporturile de iarnă din România în ultimii 48 de ani. Cum sună chestia asta, domnul antrenor? Sună frumos, noi nu știam efectiv de când am mai luat o medalie, dar ne-am dorit-o de când m-am apucat de antrenorat. Asta ce înseamnă? Câți ani? De 8 ani. Te-ai apucat de vreme? M-am apucat de vreme când n-am mai mers performanța ca și sportiv. M-am dat la o parte și am zis că trebuie să încep altceva. Și m-am apucat de lucru cu copii foarte mici, de 8-9 ani, cum a fost Mihaela, ea este din prima mea grupă de performanță și de acolo am început să cresc. Și drept dovadă, prin muncă și ambiție și perseverență, s-a ajuns la o medalie olimpică. De ce te-ai apucat, Mihaela, de patinaj? Puteai să faci foarte multe lucruri, mă gândesc așa, nu la 8 ani, la ski, la not, la tezi la patinaj. Ce te-a atras? Mie mi s-a părut foarte interesant pentru că era un sport mai special. Nimeni nu făcea patinaj pe atunci, adică erau foarte puțini. Ai vrut să ieși în evidență. Da, oarecum. Și corect. Mi-a plăcut colectivul de acolo și antrenorul a știut să ne facă, să ne dorim. Să câștigați. Da. Tu, Bogdan, ai fost patinator de viteză? Da, am făcut patinaj viteză. Am început la 7 ani la Petrolul. Am fost în latul național, apoi am venit la facultate în Brașov, am făcut patinaj și la Brașov, la CSM Brașov și în 2008 am zis că e timpul să fac altceva. Ai pus patinele în cui, da. Relativ. Relativ, de da. Relativ, că am mai patinat cu ei și... Ce înseamnă să iei niște copii de la 7-8 ani și de fapt să fii pentru ei a doua familie, să devii într-un fel al doilea tată, al doilea mamă, sună, da? Al doilea mamă. Inițial nu am vrut să fiu antrenor, dar la îndemnul domnului Florin Florea, pe atunci directorul meu de la CSM Brașov, a crezut foarte mult în mine și mi-a propus, zice... Încearcă să fii antrenor. Dacă nu-ți place, poți să pleci. Dar după 6 luni de zile, deja copiii patinau. Mi-am dat tot ce am putut să-i învăț să patineze foarte repede. Tehnica au progresat foarte mult și într-un an de zile aveam deja campion național. Există un campionat național. Știi de ce mă gândesc aici? Vezi, ăsta iarăși este un sport total, sau mă rog, hai să zicem total, că poate exagerăm, nepromovat în România. Deci noi nu povestim nicăieri despre patinaj viteză. Ne mai trezim cum ne-am trezit la Festivalul Olimpic. Am avut medalie de aur, da? La short track, dacă nu mă înșel. Da. Parcă atunci descopeream short track-ul. Nu știa nimeni că sunt oameni în România care fac short track. Până nu avem un rezultat spectaculos, oamenii ăștia sportivi și antrenori, voi adică, trăiți într-o umbră așa din punct de vedere mediatic. Nu știe nimeni de voi. Vă antrenați, sunt campionate naționale, ieșiți probabil și în Europa, ocupați niște locuri, poate nu întotdeauna pe podium, dar nu știe nimeni despre asta. Așa este. De când am fost mic, tot am avut performanțe foarte bune la Petrolul, era tot lotul național de la Petrolul. Nu eram promovați, aveam concursuri internaționale bune în Europa, tot așa, n-am fost promovat, nu știu de ce, dar n-am fost. Dar de câțiva ani suntem mult mai bine promovați. Anul acesta, înainte de Olimpiadă, Mihaela a câștigat un concurs internațional în Italia, unde eu nu veneam mai în față de locul 8 și am zis să vin odată și să vă bat. Dar n-am putut ca sportiv, am venit cu sportivi. Am avut 2 locuri 1, 2 locuri 2 și 1 loc 3 și la general am venit în fața Italiei și a Germaniei pe locul 2. Super tare. Uite, da, vezi? Da. De asta s-a auzit, dar nu așa spectaculos. Adică stai și te uiți la știrile sportive. Bun, poate că sunteți invitați pe la emisiuni, televiziunile locale mai ales vă invită și apreciază un rezultat. Dar te uiți la știrile din sport și te crucești. Voi nu vă cruciți când vă uitați la știrile din nu sport? Nu mă mai uit. Sunt vreo 3, 4, maxim 5 știri de obicei. Majoritatea sunt cu fotbal
că ăsta se vinde, din păcate, este sportul numărul 1 și numărul 100 la rezultate, numărul 1 în România, numărul 100, nu avem niciun fel de rezultat în fotbal, nu știu, nu suntem notabili, în afară de fazele cu Steaua din 86, nu ne aducem aminte nimic notabil din fotbalul din românesc. Păcate așa se întâmplă și nu știu a cui este vina, dar n-ar fi normal să promoveze o nereușită a unui sportiv fotbalist sau de altă n-a la ora 20. Da. Sau să fie știre din sport cum prietena unui fotbalist, nu știu ce a făcut. Chiar nu-i sportiv. Chiar avem știri din sport. Da, chiar nu-i sportiv. Chiar avem știri din sport. Uite că avem știri din sport. Sunt alte sporturi care ar putea ieși în față cu rezultate foarte bune, dar din păcate nu vor să fie să promoveze. Jocurile olimpice pentru tineret, spuneai tu înainte de emisiune că au fost jocuri olimpice pe bune, deci pentru tineret, pentru că erau sportivi, atleți mai tineri, dar au fost pe bune, pe bune. Absolut. Ca să ne calificăm a fost un criteriu foarte greu, a trebuit să obținem puncte în cupele mondiale de junior, unde participă junior până la vârsta de 19 ani. Nu ne-am bătut efectiv cu juniorii de 17 ani, cum este Mihaela, vârsta Mihaelei. A trebuit să ne batem cu marile puteri, cu cei mai buni ai lor. Și atunci Mihaela a muncit foarte mult și a putut să vină să câștige puncte în clasamentul mondial și așa s-a calificat. Altfel este foarte greu. Gândiți-vă că iau câte 5. 5 ruși, 5 olandezi, 5 nemți, 5 coreeni, 5 chinezi, 5 japonezi. Și noi eram între ei. Bată-te cu ei. Să nu mai zic că rușii au buget nelimitat și patinoare cât n-avem noi sportivi. Da, și asta e adevărat. Și când se mai face câte un patinoar, că uite, s-au mai făcut, avem patinoar la Brașov, stau ăștia în cap, nu? Peste tot. Da. Scandal, mai comentăm, ba nu e așa, ba nu știu unde nu curge apa, ba. Deci nu avem, nu ne interesează neapărat sportul cât șușanelele astea. Dar știți, comentează doar cei care n-au văzut două patinoare toată viața. Patinoarul din Brașov este foarte bun. Da, sunt unii care n-au văzut două patine puse una lângă alta da. Toată viața, adică da. Să ne înțelegem. Mihaela, ce înseamnă ca efort pentru un tânăr să ajungă la performanța ta? O să vorbim exact și despre performanță, dar până ai ajuns acolo, așa cum spunea și Bogdan, a trebuit să faci puncte, să faci puncte, să mergi la concursuri. Ce înseamnă de fapt pentru tine lucrul ăsta? Ca și muncă, ca și timp, mai ai timp pentru tine, mai ai timp de școală? Este destul de greu pentru că sunt în clasa 12-a și trebuie să combin școala cu antrenamentele, cu cantonamentele. Dar am lăsat la un moment dat deoparte școala și m-am ocupat fix pentru patinaj, pentru olimpiada asta și am muncit foarte mult. Am avut încredere în antrenor că face antrenamentele foarte bune și până la urmă am ajuns aici. Și la ce școală ești? La ce liceu? Sunt la Grigore Antipa. Grigore Antipa, asta e, pe mine mă ia prin surprindere că tot de numire. Nu e liceu sanitar? Ce da, asta? Da. Da? Liceu da. Sanitar? Deci o să fii asistentă medicală când... Cel mai probabil nu, dar zic așa ca principiu, nu? Trebuie să spun că și eu am dat la sanitar când eram, am terminat clasa 8-a, părinții mei, nu, du-te la sanitar, mamă, păi o să iasă doctor din tine, numai când se uitau la mine, vedeau un doctor cu alat alb. Așa era părerea lui Ceaușescu, tatăl meu avea să fie doctor, docenți. Și când am ajuns acolo să dau examen și am văzut că suntem trei băieți în sală, la examen, dintre care n-a intrat niciun. Adică am trecut prin niște momente, da. Deci ăsta e liceul Grigore Antipa, este liceul sanitar. Te înțeleg profesorii? Da. Asta e o întrebare pentru orice sportiv, cred că întotdeauna. Te înțeleg profesorii? S-au obișnuit oarecum. Da, bine, am și știu să vorbesc cu ei și eu chiar învăț bine. Adică mă dedic la ceea ce fac. Dacă îmi propun ceva, chiar reușesc. Deci n-ai probleme la școală? Nu, nu. Corigențe. Nu, Doamne ferește. Eu elevă de nota 9-10, învață singură și în cantonament. Eu n-am văzut alt sportiv decât Mihaela și niște colegi ale Mihaelei, care efectiv după antrenament seara stăteau și scriau și învățau. Zic, Doamne. N-ai reușit performanța asta, nu? Nu. Da, mai auzisem despre un sportiv brașovean. Este vorba despre tânărul pilot Marinescu. De da. Formula 3 mică, că s-a dat el, mă rog, pe circuite astea, gen Formula 1. Și avea în tirul ăla care își ducea mașina de monoposta. Concurs, avea și birou și își făcea lecțiile acolo, știi, în
Ceea ce mie mi se pare mare lucru. Faci sport, dar să nu neglijezi nici școala. E important pentru că poate nu o să fii niciodată, nu o să lucrezi în domeniul ăsta al sănătății în România, care este total nesănătos, un mediu nesănătos. Dar și probabil că să te dedici sportului ăsta în care deja ai o mare, mare performanță. Deci, cea mai mare performanță în sportul de iarnă în România în ultimii 48 de ani, la acest nivel. Pentru că am avut la Festivalul Olimpic al tineretului din 2013, am avut un rezultat bun, dar la Jocurile Olimpice pentru tineret nu prea ne-am... Asta e a doua ediție, dacă nu mă înșel eu, de olimpism pentru tineri de iarnă. Au creat o olimpiadă efectiv pentru juniori. Noi am fost și la prima olimpiadă cu doi sportivi brașoveni. La Innsbruck. Da, dar doar că erau foarte mici, făceau patinaj de puțin timp, aveau 14 ani, dar cu toate au venit în primii 10 acolo. Și important e să participe. La 14 ani, pe părerea mea, important e să participi, nu? Și chiar dacă nu te-ai apucat de mult timp. Dar vin 15 ani, 16 ani, 17 ani, 18 ani, 19 ani, nu de ce povesteam. Da. Și au cu siguranță un alt nivel în momentul ăla. Păi așa se face sport. Aveți condiții bune la Corona? Am mai discutat și cu șeful secției de schi pe aici prin emisiune și o povesteau că e altceva. Leonte. Da, cu domnul Leonte. Da, este dânsul ne conduce la sporturile individuale. Avem condiții bune, chiar foarte bune. Fără acest club nu puteam să ajungem. Gândiți-vă că toate cheltuielile care trebuiau suportate de către club și de către federație au fost suportate doar de către club, de către sponsor și prieteni care ne-au ajutat. Deci a fost un efort foarte mare să susținem, că nu este doar Mihaela. Avem un lot întreg. Lotul României este din Brașov. Și a trebuit să-i susținem, să mergem la cupele mondiale, la concursuri internaționale, să cumpărăm echipament care nu era efectiv treaba clubului. Aici trebuia să implice foarte mult federația, dar din păcate federația nu există. Nu știu ce mai face Don Ciobanu, nu? Dânsul era... A fost pe la mine prin emisiune, mi-amintesc că pe vremea Festivalului Olimpic a fost și el invitat aici în emisiune. Domnul Ciobanu, cred că dânsul era președintele Federației Române de Patinaj. Era acum se judecă în tribunal cine o să fie. Noi ne dorim să fie cineva, nu contează cine, să avem o susținere din partea Ministerului, din partea CEOR-ului, din partea ISU, ca să putem să facem performanță. Că altfel nu se poate, că sunt costuri foarte mari. Trebuie să mergem la ISU, să nu credeți că este asta pentru situații de urgență. N-are legătură. Ia, e o instituție e Federația Internațională de Patinaj. Da. Okay. Dar ne-au ajutat foarte mult, ne-au înțeles, am venit cu rezultate din ce în ce mai bune. Au avut încredere în noi, au avut încredere în mine și rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Bun, și ajungem la Jocurile Olimpice pentru tinere, de la Lillehammer din Norvegia. Am văzut pe Facebook, avem un prieten comun care a fost acolo în delegație și am văzut o parte din fotografiile pe care le văd acum telespectatorii noștri pe ecran. Cum a fost să ajungi la Jocurile astea Olimpice, Mihaela? Am fost peste așteptări, totul a fost la superlativ. Sincer, nici nu mă așteptam să fie așa. Știam că este o competiție mare, dar nici nu mi-a trecut prin cap că o să fie atât de bine organizat și de frumos. Cum e în Norvegia acum? Era zăpadă? Da, era foarte frig. Era frig? Da, și aminte aici, la căldură. Da, aici, acum ați venit să vă să răciți, că aici răcești. Mi-aduce aminte de vremurile din Miercurea Ciuc. În câteva dimineți au fost minus 14-15 grade și am zis, nu mergem cu microbuzul, iau pe jos să simt efectiv frigul. Ca pe vremuri, nu? Da. Bogdan, cum ai intrat în angrenajul ăsta al unei competiții de un astfel de nivel? Pentru că eu cred că n-a fost ușor. Bun, aveați experiența de la Innsbruck, dar aici era deja al moment. Da, și aici au fost, din câte am înțeles la jocurile astea, au fost cu totul și cu totul alte reguli, cu ghilimele, stricteți, decât la Innsbruck. Da, la Innsbruck a fost... mai lejer, așa, ca la prima ediție. A fost un pic mai lejer ca la prima ediție, ne-am calificat mai ușor. Acum, efectiv, a fost o calificare ca la jocurile mari. Și au fost sportivi de 17 ani care sunt
cu totul altceva față de cei de 14, vârsta maximă care au fost la Innsbruck. Și a fost o competiție de vârf. Gândiți-vă că cel care a câștigat la băieți se bate cu seniorii de top mondial. Sunt foarte puternici acești sportivi coreeni sau cei care au câștigat chinezi. Au fost foarte, 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 foarte tari. Echipa de mixt la sprint, nu? Echipa internațională numărul 10. Da. Cum s-a tras la sorți? Cum ai ajuns în echipa asta? S-au făcut după timpi. După timpii de la 500 și de la 1500. Și au făcut astfel încât echipele să fie apropiate și să putem să ne batem toți, să aibă toată lumea șanse. Și v-ați bătut până ați câștigat? Da. Am avut un oarecare ghinion, pentru că noi am fost la 700 de locul 2. Și ne-am ofticat un pic, dar ne-am bucurat că am ajuns până aici. Cine a mai fost cu tine în echipă? Am fost cu o italiancă, cu un norvegian și un neamț. Deci două fete, doi băieți. Asta da. A fost da. Gândiți-vă că dublu mixt. Competiția a fost atât de strânsă încât 14 echipe au fost în 2 secunde. 14 echipe în două secunde? În 2 secunde. Incredibil. Au fost foarte, foarte, lupta foarte strânsă și efectiv a câștigat cel care a fost mai bun. După primele două ture în care au dus fetele, Mihai la prima tură, italian ca a doua tură, aveam avans de o secundă, aproape o secundă jumătate. Din păcate, sportivul din Germania n-a ținut pasul și a venit pe tur cât fata, cât cea din Italia, și acolo am pierdut un pic. Și cei care au câștigat au avut în echipă pe cel mai bun corean, care a făcut diferența. El din ultimul tur a făcut diferența și a câștigat. Dar a fost o experiență bună. La urmă bună. A fost competiție. Au câștigat cei mai buni. Adevărată, strânsă. Noi am câștigat o medalie de care suntem mândri și de care suntem foarte mulțumiți. A ieșit totul bine. Deci ăștia au fost pe locul 1 și pe locul 2. Echipa, deci echipa 6 a fost pe locul 1 și pe locul 2. Echipa 9. Da. Olandezi, polonez, două fete, o olandeză și o poloneză, un american și un kazah. Da. Am văzut aseară, am participat la Râșnov, la deschiderea oficială, să zicem, a campionatelor mondiale de schi nordic și am văzut echipa Kazahstanului foarte mulți, serioși, implicați. Investesc foarte mult în sporturile de iarnă și la patinaj. Au fost exact ca noi, n-aveau pistă, se antrenau prin Erfurt, pe unde mergeam și noi, dar de când și kazahstanezii și cei din Belarus, de când au piste foarte bune în țară, au crescut enorm. Poate să crească copii, au o bază mare de selecție de unde poate să ridice efectiv vârfurile din acele grupe de copii care le au și e altceva. Plus că este o competiție foarte mare între ei și atunci performanța crește. Apare cu siguranță da. Performanță dacă... Asta ne lipsește nou. Suntem puțin... Cine lipsește Bogdane nou? Păi eu zic că ne lipsește în primul rând pista de 400 de metri în care să patineze și sportivii de înaltă performanță care avem acum, dar și copiii care vor să facă performanță. Patinarul din Brașov nu... Patinarul din Brașov nu este de 400 de metri și putem face doar short track și... Dar noi vrem să facem patinaj viteză. La asta ne pricepem cel mai bine. Și short track-ul ne poate ajuta într-o oarecare măsură, dar noi facem patinaj viteză pe 400 de metri și ne-ar trebui o pistă competițională pe care să ne putem antrena, unde putem crește copii. Pista asta înseamnă că trebuie un patinoar nou. Așa. Sau, mă rog, un ice ring nou. Era pista de la Miercurea Ciuc, care, din păcate... Nu s-a finalizat proiectul să-i dea drumul. La Miercurea Ciuc sau... La Miercurea Ciuc. Nu, mai e una și pe acolo, pe lângă. Nu, nu, doar la Miercurea Ciuc, a fost singura din România. Uh-huh. Dar din păcate proiectul nu s-a finalizat, nu avem nicio pistă. Înainte era naturală. Au vrut să facă artificială, când alții au atâtea patinoare acoperite, dar n-au putut să facă nici pe aia. Și atunci, efectiv, patinajul s-a dus mai jos, mai jos, mai jos și e foarte greu să... Da, băi, acum ați ajuns foarte sus din mai nimic. Doar cu muncă. Multă, cu voință, cu dăruire, că
Dacă tu zici că nu avem, uite, eu de exemplu nu mi-am pus problema asta, că nu mă pricep, nu-i domeniul meu neapărat. Uite, avem niște rezultate, începem să avem niște rezultate la schi, avem niște rezultate la sărituri cu schiurile. Dana Haralambie a venit pe 4 ieri. A fost la 0,6 de podium, adică o acolo. Notă mai bună de la un arbitru român ar fi fost, da. Nu vreau să intru în amănunte acum că nu e, dar a spus un oficial FIS că românilor le lipsesc foarte multe chestii, inclusiv puterea de a-și asuma responsabilitatea. Dacă arbitrul ăla dădea o notă mai bună cu 0,5, de fapt două note, la una la o manșă, una la o manșă, în loc să dea 16, dacă dădea 16,5, aveam podium. Dar e altă poveste, nu intrăm în amănunte. Da, uite, Dana tot sare, merge bine la competiții, se apropie de top. Încet, dar sigur. Și are timp. Mai sunt și băieții, Pâtea și celălalt, îmi scapă numele acum, și vin tare la sărituri cu schiurile. Încet, încet avem și la schi alpin, avem și la schi fond. Ne mișcăm un pic, dar cred că cineva de undeva de sus, de acolo, de pe la Ministerul de Resort, ar trebui să se uite un pic spre sporturile astea. Cum a spus, au crescut performanțele la sărituri cu schiurile, da? Pentru că avem trambuline. Avem trambuline, da? Corect. Și noi dacă am avea un patinoar, cu siguranță altfel stătea treaba în patinajul românesc. Aveam mult mai multe rezultate. M-a spus, ne lipsește baza de selecție. Dacă ai 100-200 de copii din care să selecționezi 3, 5, 10 și din aceia să selecționezi încă 3 care să facă marea performanță și ceilalți 200 să-i vadă unde s-au dus și ce au ajuns, o să creștem automat, la fel ca celelalte. Crește baza, țări. Normal. Da. Păi, și noi când ne uitam la televizor pe vremuri și vedeam un meci de tenis, a doua zi eram toți cu racheta de tenis în curtea școlii și dădeam la perete. Da, de a doua zi ne visam tenis meci. Și întotdeauna când există performanță, gândește numai ce performanță era Brașov cu echipa de handbal, Corona. Deci se crease în jurul ei când era Mariana Târca antrenoare, da? Era o efervescență în jurul echipei. Uite acum echipa iarăși are rezultate foarte bune, crește, se bate acolo ușor. Sus, se umple sala sporturilor. Că, de fapt, la asta putem să ne referim și la ce se întâmplă în sală. Pentru că dacă tu mergi undeva și te dai cu sala goală sau joci cu sala goală, nu mai nu are niciun entuziasm. Efect. Cum a fost publicul norvegian? A venit la competiții, au fost sălile pline. Norvegienii, în ceea ce privește sporturile de iarnă, cred că stau bine. Patinarul din Norvegia este un patinar foarte mare, foarte frumos, cu o tribună foarte mare. Tribuna a fost arhiplină la probele de Masters de timp sprint unde am participat, mult mai mulți decât la probele clasice. Și cred că asta o să fie viitorul patinajului mondial. O să axeze mai mult pe probele acestea mai dificile, mai unde, spectaculoase da, unde publicul place să vadă ceva spectaculos, o căzătură, să alerge în același timp două echipe, că se pleacă câte două echipe în urmărire. Și asta place mai mult și cred că asta place și la televizor și asta o să fie viitorul. Mihaela, cum simți așa când patinezi într-o sală, așa cum spune Bogdan, arhiplină? Este un sentiment minunat, pentru că atâta lume să vină, să ne vadă pe noi, să ne încurajeze și toată lumea ne aplaudă. Mare lucru, nu? Da, este minunat, mai ales pentru noi care suntem niște copii. Și este ceva spectaculos pentru noi. Ce ai simțit când ai aflat că ai luat locul 3? A fost cel mai frumos moment. Noi ne-am luat toți în brațe și ne cunoșteam doar de câteva ore. Parcă ne cunoșteam de o viață, așa de apropiați am fost. Team spirit. Da. Până la urmă, pe asta se merge. Olimpismul, în general, merge spre apropiere. Asta vor să promoveze prin Olimpiada aceasta de juniori. Să promoveze relația între națiuni, să fie o prietenie. La prima ediție, chiar în deschidere, asta au promovat. Prietenia între popoare, între sportivi, să se cunoască, să fie toată lumea prieteni, să fie pace peste tot. Da, asta e un deziderat mondial, numai din păcate, vezi, nu se întâmplă peste tot. Dar ce ai simțit când te-ai urcat pe podium? Doamne, a fost atât de frumos. Noi am venit în șir și după ce ne-au strigat numele, ne-am urcat pe podium și
am primit medaliile, toată lumea ne aplauda, ne făceau poze, era minunat. Ca la Oscar. Vine Oscarul în câteva zile, da? Da, eu am avut ocazia, uite, chiar fotografia asta pe care o vedem aici, am văzut-o și eu pe Facebook. Am un prieten care a fost acolo cu voi și a mai postat din când în când niște poze drăguțe. Până la urmă, cred că rămânem cu lucrurile astea și rămânem cu performanțele astea și ăstea ar trebui, de fapt, să ne și motiveze și să ne împingă să facem mai mult. Acum vin Jocurile Olimpice, Coreea de Sud. Da, asta este următorul obiectiv al nostru. Sperăm să avem mai multă susținere ca să putem să facem un plan de pregătire mai elaborat, mai complex cu Mihaela. Mihaela acum a văzut ce înseamnă performanța. Cu siguranță o să lucreze de două ori mai mult. A prins gustul victoriei. Da. Să nu uităm lucrul ăsta, că e important. E greu să rămâi acolo, dar cu siguranță o să facă față. Să muncească mai mult. Eu am învățat mai multe din aceste concursuri mari. Și când e Olimpiada asta în Coreea? În 2018. Peste 2 ani, da, corect. Că toate din 2 în 2 ani sunt puse în așa fel încât să fie 2 ani între ele. Da. Timp în care să te califici, să faci puncte, să dovedești nu, nu este că departe, meriți. Nu este departe de timpul de calificare. În 2 ani cu siguranță o să poată să realizeze acel timp. Și eu zic că poate o să avem o echipă mai puternică, cu toate că e un sport individual, dar ne trebuie echipă pentru așa ceva. Da, e ceva când simți echipa alături de tine. Chiar te povesteai că nu-i cunoșteai pe oamenii, ați format o echipă și v-ați mobilizat și individual, dar și pentru ceilalți. Cumva, probabil simțeai că e o datorie și obligație și față de ceilalți, da? Neamțul n-a simțit asta. Ce a făcut? A prins o zi proastă. Nu, și a dat tot ce a putut, nu putem să zicem. Atât a putut și cu el am luat această medalie. Cu siguranță. A fost și asta a fost. Cei mai buni au câștigat. Noi am fost printre câștigători, dar ne mulțumim și cu această medalie. Cu toate că se putea mai bine, dar nu putem să îl blamăm pentru această medalie. Glumeam, nu, stai nici că nu era doar o glumă. Am mai văzut o fotografie, cred că a trecut și pe aici, am văzut-o și pe Facebook la aeroport. Ați avut parte de o primire simpatică, așa am văzut. Foarte frumos, da. Da? Că te-am văzut împreună cu băiatul ăla de la Edward. Hockey, da. E o chestie să urci pe podium ca și hocheist în România. Uite că încet, încet scoatem și capul undeva unde pierdusem. Că în afară de Miercurea Ciuc nu mai aveam nicio echipă. Formă a apărut echipa de la Brașov. Steaua Rangers au tras și ei tare. Au mai apărut niște echipe. S-a jucat, se joacă și aici, se joacă și în Liga MOL. E bine, e lumea pe gheață. Crește sporturile de iarnă și asta eu zic că e foarte bine. Și sporturile astea pe gheață, așa cum spuneai tu, sunt și foarte spectaculoase. Iarăși, patinoarul, partea de tribună, evident, este plin la meciurile de hockey. Cu galerie, cu ulfis, cu... Da, este un sport spectaculos, vă dați seama. Unde e spectacol, vine și lumea. Corect. Dacă n-ai spectacol, clar, nu vine nimeni. Da, deci asta am zis, chiar mi-a plăcut că oamenii, prieteni, probabil unii ori veni și din suflet fără să vă cunoască neapărat, au venit acolo la aeroport să vă primească așa cum meritați, că până la urmă ați pus un steguleț de la băi, vezi că uite, România, uite Brașov, zona asta, de aici se întâmplă ceva. Da, au venit cei de la CORN, au întâmpinat-o pe Mihaela cu flori. Cu cum se cuvine, au venit presa, a fost un sentiment frumos, chiar și pentru mine, privind-o pe Mihaela, cum e asaltată de atâtea ziariști, de atâtea camere, de atâtea blitzuri, ne-am simțit bine, ne-am simțit promovați. Asta pentru un tânăr de 17 ani, mai ales dacă se întâmplă și foarte brusc, da, e ceva. S-a picat aia, nu? Adică ai trecut prin niște momente, presupun. Da, mulțumesc din suflet că ați acceptat să veniți în emisiune. Felicitări încă o dată pentru medalia asta, felicitări în primul rând pentru faptul că ai reușit să faci punctele alea sau ați reușit să faceți punctele alea și să ajungeți la competiție, că am înțeles că n-a fost ușor. Vă doresc succes, apropo de faptul că faceți în continuare punctaje ca să mergeți la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Să sperăm că și cei care au acolo în vârful pixului niște lucruri văd și nu trec cu vederea mai departe. Și sperăm că și federația asta o să-și revină, pentru că federația, dincolo de toate, de asta există federațiile. Pentru că pot avea acces la buget.
Că la asta se reduce totul, de fapt. Că degeaba, dacă federația e în scandal și așa, nu dă nimeni niciun ban, niciun buget, că și nu știi pe mâna pe ajunge. Suferiți. Și atunci sportivii au noroc cu clubul și cu sponsor de pe prietenii și așa da. Mai departe. Ori nu e normal. Mulțumim frumos Bogdan Stănescu, antrenor patinaj viteză Corona Brașov. Mulțumim Mihaela Hogaș, patinatoare, campion. Mulțumim de invitație. Corona Brașov. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.